Auzi, eu sunt Sherry, sunt aici cu Toto și astăzi suntem scafandrii militari! Ăsta este tot un episod la muncă, însă este cel mai amplu de până acum, e foarte diferit de celelalte, așa că aș avea pretenția să nu vă uitați la clipul ăsta pe telefon. Luați-vă un popcorn, puneți-vă pe canapea, dați drumul la televizor, pentru că urmează ceva amazing. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Să trăiți, bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Am onoarea să vă salut, sunt comandor Rădulescu, comandantul centrului de scafandri, încântat să vă cunosc! Pare bine! Bogdan, încântat! Și? Toto! Toto, încântat de cunoștință! Bine ați venit! O să vă rog să ne prezentați și nouă un document de identificare. Ai la tine, Toto? Ți-ai văd? Sau? Ar trebui, da. E, nu e cea mai bună poza mea, dar... Mulțumesc frumos, nu poza este atât de importantă. Vreau doar să confirmați că sunteți cine... La mine e din tinerețe, când aveam părul lung. Înțeles, tot pletos ați rămas. Șapte, dacă vă doresc să o dați un pic jos. Așa e. Mulțumesc frumos! Bună ziua, numele meu este capitanul Oancea Bogdan, sunt scafandru din 2013, deci am făcut 10 ani de zile anul acesta. Eu voi primi invitații, eu voi fi toată ziua alături de ei, le voi fi atât instructor cât și bodyguard și le voi asigura atât instruirea cât și siguranța. Și noi vom și dormi aici la dumneavoastră, dacă am înțeles corect. Bun. Așa ați înțeles foarte bine. Vă urez și eu încă o dată bine ați venit, cum a zis și domnul comandant. O singură rugăminte valabilă pe tot parcursul șederii dumneavoastră aici. Nu executați dacă nu vi se spune. Bun, pe aici? Da, vă rog, urmați-mă. Delirica, ai căscat, abia ai ajuns și deja caști. Da, am venit pe drum, am condus, am avut concert ieri, am avut concert la. Eu sunt după 5 zile de filmări consecutive, așa că ce să vă mai spun. Spațiu s-ar putea să fie mai mult decât îngăduitor pentru dumneavoastră? Da, e exact cât baia mea. Câți metri avem aici? Mai mult decât suficient, sunteți invitați special din cauza asta de aveți parte de atât de mult spațiu. Dacă nu aveam pe spun o cameră mare cu mai multe patru, dormeau mai multe persoane. Pentru seara asta avem un program odihnă, mâine va fi o zi plină, deșteptarea este la 7, 7, 7 și 20 veți avea programul de dimineață, de la 7 și 20 serviți masa, până la 7.45. La 7.45 ne vom vedea cu toții pe platou, ridicăm drapelul unității, după care trecem la activități și instrucție. Promitem să executăm partea cu odihna și mâncarea. Restul mai vedem. Vedem. Asta suntem siguri că suntem în stare. Vreau să fiu doar sigur că știți că ați venit în armată, da? Deci dacă nu știți, vă învățăm. Dacă nu puteți, vă ajutăm și dacă nu vreți, vom vedea. Bun. Are și vorbe aer, domnule. Păi, acestea fiind spuse, dragă de Eri, te poftesc înăuntru, intră, fără emoții, văd că tu tot ai rămas pe hol. Te rog să intri. Nu vreau să intru cu tine. Nu, intră aici. Nu! O seară bună vă doresc! Asta este camera pe care noi o vom împărți. O să încercăm să dormim. Vezi că eu sforăi, ca idee. Deșteptarea! La ora 7, cu aveți acumarea pentru masa de dimineață. Deșteptarea! Domnilor, e dimineață, 7:00, deșteptarea. Aveți 20 de minute pentru program de dimineață. La ora 7:20 vă aștept în fața ușii ca să mergem la masă. Ok? Da. Hai! Mișcare! Mișcare, mișcare! Îmi place că bate și după aia, ca și cum te aplaudă sau ce. Te urăsc, oricum. Voi cred că vreți să aveți niște vorbe de la mine, dar nu știu ce vorbe vreți să aveți, că nu... Da, că nu mai am eu vorbe. Nu am nicio vorbă la mine la ora asta. Păi nu mă gândeam niciodată că unul râit poate să-ți fărăie și se zice tot râul ăla în somn, doar. Cred că de-aia ai rămas ce fac eu, mă? Da. Mai și vorbești. Ce fac vorbe? M-am trezit de 5 ori, da. Am încercat să te întreb pinul de la carne. Dar n-am spus nimic. O să începem dimineața cu un aspect foarte important pe care l-a menționat domnul Oancea. Sigiliu la ușă, pentru că siguranța e foarte importantă, evident. Motiv pentru care există această metodă, să mă corectați domnul Oancea dacă greșesc, acoperi așa ața asta cu plastilină și acum vii cu chestia asta care are o serie imprimată pe ea. Și vii așa și dai așa. Eu propun să spun sigiliu pe frigider.
Da? Să se vadă când... Da? Mm-hmm. Cred că mi-ai umplut tu mie frigiderul și de aia. Azi noapte, da, sigur. Am înțeles. Yeah. O să vă rog, așa cum am discutat, telefoanele mobile, cât timp suntem în unitate, le lăsăm în cutiuța lor. În momentul în care cheiați instrucția, deci aveți astea cheia, vi le luați. Da. Oh. Rog, fiecare o cutiuță. Dacă aveți un mesaj pentru acasă, acum e momentul să-l dați. Zmoră, te iubesc, vezi că nu o să am telefon toată ziua, așa că să nu mă sun, să nu te panichezi, să nu te are arătare, că degeaba mă sun, că nu am. Nu uita să pui apă la pisici, să-i dai de mâncare. Te pup, te iubesc, ne vedem diseară. Eu a trebuit să-i spun lui Zmoră, bă, sunt aici cu Marina, să înceapă acum. Cine-i Marina? Cine? Asta nu e bine. Fața la mine, unul în spatele celuilalt. O jumătate de pas la dreapta, aia e stânga, aia e dreapta, perfect. Centru Bagnat. Bună ziua! Să trăiți! Centru, la drapel pentru onor înainte, prezent toți, urm! Personalul la program. Rămâneți pe loc, vom executa o scufundare simulată în laboratorul Hiperbar. Îmbărbătați și plin de patriotism după arborarea drapelului, urmează să ne luăm echipamentul pentru simularea Hiperbar. Câte kilograme aveți? 83. Și tu? 76. 76? Înălțime? Am sperat un pic, 1,82. 1,82 cu? 1,82. 1,82, incredibil. Asta, cam asta e. Vă ajutăm în cursul zilei să mai slăbiți un pic. Robert, okay. Dacă te rog, un ML și un MT. ML-MT, ce înseamnă? Da, de la medium large pentru cel cu 80 plus și MT medium tall medium pentru cel tall? Mai subțirel. Păi da, tall ce tall? Că suntem aceiași înălțime. Păi da, vine pe și așa. Este un picuț mai înăltuț. Unul la mână, doi la mână, nu suntem obișnuiți să fim întâmpinați comentarii. Purtați ce vi se dă. Ah, ok, bun. Cine este? E domnul, mentor, că așa s-a zis că domnul e mentor. Eu suntem... Tu ești mentol. Soldat Șelarul vă prinde la burtă? Da. Mă prinde. Și scui pe un pește. Bun, avem două detentoare. Astea-s folosite pentru regularea presiunii din butelie. Mă, să mă duc și eu un pic afară să-mi fac și eu presiunea la o, la o jantă repede, că... Nu sunt obișnuite cu presiune așa joase, dar... A, sunt cu presiune mai mari, nu? Ce presiune folosiți în roată la mașina? Deci am un 150 de, cred că, chepeauri, dacă e o pascar de aia, nu știu cum. Aproximativ 2,2 bari, adică... 2,2 bari, da. Perfect. Noi lucrăm cu 220 de bari, presiunea în butelie plină. Am înțeles. Ați văzut cum bubuie o roată la mașină când... Eu lucrez cu câteva baruri, dar dă încredere. Și mânuși. Vizor sau mască pentru scafandru. Gura rămâne liberă ca să poți respira. Deci trage sub barbă. Era încât aici să mă sufoc acum. Era câte secunde. Și acum să vedem cum băgăm noi toate astea în geanta asta. Asta e marea mea, adică. Ar trebui să facem un challenge. Haideți să ne mișcăm că n-avem toată ziua la dispoziție. Păreți un pic supărat așa pe noi. Chiar deloc. Deloc? Mi se pare că... Din potrivă, mă bucur foarte mult că v-am alături. Ne-am că... descurcat foarte bine, nu? Nu. Bă, dar puteți pentru cameră să mințiți un pic. Băgați mâna? Așa. Ok. Hai că... E tot ușoară a rămas, da? Ce să fie? Tot ușoară a rămas? Nu, e foarte grea asta, 20 de kg. Atitudine total necorespunzătoare, vă rog să lași și centura. Mișcarea. Cum e centura asta? Doamne, ce e asta, mă, frate, mă? Eu m-am panicat. Hai de un mine pic, cum arată. Sunt căptan Comandor Munteanu, șeful laboratorului Hiperbar. Împreună o să facem o activitate de scufundare în laboratorul Hiperbar. Sunt convins că o să vă placă, dar pentru asta trebuie să facem doar activități sigure, da? Da. Pentru moment vă rog să vă duceți echipamentele la vestiar. Haideți. Haideți pe mine. Pune gențile jos.
Mergeți mai departe împreună cu colegul meu să aflați în linii mari care sunt echipamentele pe care le vom folosi astăzi. Mulțumim. Haideți cu mine, vă rog frumos. Vă rog să vă lăsați șepcile, suntem la interior. Bun. Aveți în față sistemul de scufundare simulat LH300. Pe lângă faptul că este cel mai modern sistem de scufundare, este și cel mai sigur. Adică nici măcar nu o să creăm presiune dincolo. Și dincolo de toate acestea, veți face o activitate extrem de simplă pentru acest sistem de scufundare simulată. Adică nici măcar nu vom închide ușa acestui simulator. Deci nu o închidem ușa. Nu o închidem și astfel el nu mai este un simulator, este pur și simplu o piscină cu adâncimea de 5 metri. Am înțeles. Vedeți acel mănunchi de furtune? Se numește umbilical și prin el scafandrul rămâne în viață atunci când este în scufundare. Prin cablurile și furtunele acelea am semnal video, am audio, am comunicații cu el, da? Foarte pe scurt o să dăm o tură prin hiperbar și o să închidem cu sistemul de comandă, da? Da. Tot timpul aflăm la televizor că butelia de oxigen a scafandrului, nu. 99% din timp ăla este aer, da? Noi folosim aer până la 50 de metri, după care scoatem azotul și băgăm heliu. Folosim heliu pentru că azotul este un gaz narcotic și ne dă acea narcoză, acea beție a adâncurilor. Pur adică simplu te face să te simți așa un pic high, așa un pic un coniac și o bere. Da. Da. Exact, da? Putem să încercăm? Nu, dar măcar un coniac și o bere. Se lucrează în timpul cursurilor pe care noi le facem aici, adică scafandrul întâlnește narcoza, face față și o domină. Eu n-am învățat să-mi domin de coniacul și berea, nu. Dacă o să continuați și veți dori să rămâneți scafandrul la noi, veți face și acest curs și o să vedeți cât de plăcută și cât de ușor e de învins narcoza. Da? Și în primul rând că e gratis. Bun. Haideți la cursuri. Da. Îmi spuneți dacă vreți să intrăm aici, doar băgați capul. Ce este? Se întâmplă chestii. Se întâmplă chestii. Ce se află în camera asta? Aici avem partea de stocare, gaze, mai puțin cele supraoxigenate care trebuie să stea separat și echipamentele cu care preparăm și stocăm gazele sub presiune, da? Totul funcționează după o anumită logică. Ok. Și avem o trasabilitate pentru oricine pune mâna în această cameră. De ce? Nu te joci cu viața scafandrului. La adâncim vorbim de alte gaze, nu de aer și trebuie să știm tot timpul, să avem o trasabilitate cine ce a făcut. Bun. Haideți să mergem în controlul. Ce jocuri aveți instalate? Suntem în controlul sistemului nostru de scufundare. După cum vedeți, pentru fiecare dintre cele două barocamere simulator avem un ecran pe care vedem toți parametrii, de la grafic, de umiditate, temperatură, absolut tot ce ne trebuie. Ce e în spate? Sunt niște calculatoare cu Windows sau ce? Softul pe care este instalat pe serverul nostru, nu pot să ți-l comunic. Am înțeles. Avem redundanță pe absolut orice, inclusiv echipamentele și compresoarele pot fi operate atât de la distanță cât și de aici, de la acest panou. Dacă pentru cei de acasă care se întreabă, scuzați-mă, vă trebuie redundanță, adică dacă se strică ceva, există o altă modalitate de a face acel ceva. Există și întotdeauna. Uneori avem chiar și triplă. Chiar și trei, da. Da? Cum spunem noi, dacă toate astea crapă, putem să operăm de pe manual, de pe partea redundantă. Am înțeles. În cazul în care pică electronica. Sper că v-am câștigat încrederea. Că eu mai mult mă panichez când ne spuneți, e foarte sigur, stați liniștiți, parcă un pic. Ce reprezintă? Avem alerte și vă spun de ce. Sistemul este aprins și el este gândit să funcționeze în presiune. Și pentru că sistemul este aprins, dar nu este presurizat, toți senzorii semnalizează faptul că nu au flow. Am de aia el este roșu pe multe ecrane. La fel ca mulți trepări. Nu au flow. N-au flow. Da. Și am intrat, băieți, în ceea ce se numește simulatorul de scufundare. Eu nu înțeleg nimic din ce e aici, bă, băiatul, absolut nimic. Dar hai să facem totuși un room tour, să spun așa. Avem așa o zonă de living cu scaunele, frumos. Scaunele sunt foarte confortabile. Da, sunt extraordinare, de astea mi-am luat și eu acasă. Sunt ceva de designer. Aici avem paturi suprapuse. Două paturi aici, două paturi aici și încă două paturi aici. 6 paturi, 6 scafandri poate să acomodeze acest simulator de scufundare. Bă, arată exact ca o navă spațială, dacă mă întreb. Deci ai putea firma aici să creadă lumea noi că e navă spațială. Noi am și fost în foarte multe nave spațiale și arată ca ne simțim ca acasă. Mergând mai departe în minunata noastră casă, avem evident că în orice casă de 12 milioane de euro care se respectă și o piscină indoor. Aici în cap cu vreo 5 prieteni, dacă îți propui. Și cam acesta este noul meu apartament în valoare de, cum am mai spus, 12 milioane. Acum hai să lăsăm Caterin ca să trecem la scufundat. Și l-ai echipat înainte. Yo! Nu știu unde mă aud. Te aud, eu te aud bine. Auzi, mă, vezi că vin, avem oaspeți diseară. Da. Spală și tu WC-urile alea, că mamă, l-ai rupt aseară, să mor eu. Vezi gata. Acolo. Da, gata. Spală-le și tu pe amândouă, că e groasă, rău de tot. Cred că s-a și înfundat ăla, nu știu. Gata, șeful, așa fac.
Să trăiți! Ultimul test înainte de a ne echipa și intra în simulatorul hiperbar este un scurt consult medical. Tensiune, saturația oxigenului și așa mai departe, pentru a ne asigura că intrarea în simulator nu ne pune viețile în pericol. Bă, vezi că m-a sunat cineva, ziceau că a văzut o păsmără cu un băiat în oraș. Ca să-mi crească mie tensiunea acum, gen, nu? Ce grume ai în tine? Cât am? 125,70. E ok asta? Că nu-mi dau seama. Da. Te-a mars, bă! Cât e cam mic ăsta, n-aveți un număr mai mare? Nu, un număr mai mare, dar eu m-am luat după tine care ai spus că nu sunt la, nu sunt gras, eu nu, cum, sunt la fel ca el. Nu, nu, nu. E, nu. Deci nu mai facem ca fetele astea de să zicem că avem mai puține chile decât avem, da? Da, da. Să-i vă aduc așa. Cel puțin în scafandrerie încercăm să spunem adevărat. Câte chile ai? 82. 9, ați zis, nu 2. La această scufundare participă domnul maestru Sârbu, ca și scafandru cu alimentare de la suprafață, adică va avea acea cască cu tot ce înseamnă pe el. El va avea comunicații și vă va da vouă indicații unde să mergeți și ce să faceți sub apă. Voi veți intra în apă, veți coborâ pe rând împreună cu însoțitorul vostru, cu Bogdan, da? După ce vă acomodați cu mediul acvatic, aveți un exercițiu foarte simplu de făcut. Să mutați un obiect, o greutate dintr-un loc în celălalt. Succes în prima voastră scufundare. Sunt convins că o să fie cea mai tare. Slăbim și noi 2 kg ziua de azi. Așa. 3 așa în ritmul ăsta. Deliric, de ce ai acceptat invitația lui Shelley la un episod atât de periculos, spunem noi? De idiot, evident. Da, m-a prins într-un moment de sensibilitate. Eram beat. M-a întrebat, auzi, mergem? Da, da, da. Când? Peste 2 luni. Da, stai liniștit. Părea așa, ceva departe și fantastic. Între timp s-a întâmplat și treaba asta cu Titanicul, că s-au dus băieții ăia să caute Titanicul și nu s-au mai întors. Și atunci nivelul meu de entuziasm evident că a crescut. Intru? Dați-i bătaie. Succes! Picioarele înainte tot timpul. Ascultați ce vă zice Bellmanul și însoțitorul. Da? Nu uitați că ușa nu se închide, așa că nu vă speriați că ar fi ceva greu. Ce s-a auzit? Neoprenul. S-a auzit, mai curie. Da, păi e nou. Ne uităm? Da. Așa faci de sus pipă? Bun. Ca să nu se apurează. Nu știam schema. Înainte să intrăm, spălăm un pic și după aia o punem pe față. Da. Pui mâinile pe voi și pe voi ușor, da? Ușor pe scară. Privirea în sus, mitica intră Shelley. Foarte bine, a avuns pe fund. Mare plăcut găsește flotabilitatea de genunchi. Și ăsta e Bogdan aici. Mitică, mă auzi? Gata, fără. Cum e recrutul numărul 1? E ok? Foarte bine, ok, sunt genunchi. S-a acomodat? S-a acomodat, da. Suprafața, o să iasă Bogdan să-l ia pe Deliric. Am înțeles, a ieșit. Dar nu se sperie de unul singur jos. Are cineva să facă unul jos? Aaaa, este... El de-aia s-a dus. Puteți să le puteți ieri, hop, ușurile. Mitică, mă recepționezi? Da, da. Cum e Shelley? E foarte bine, e cald. A început să-i placă? Da, o bine, da. Se vede un zâmbet așa prin detentor? Se vede, doar îi se descoperi și prin simulator pe aici. Văd că nu are răbdare. Bine, privirea în sus, o să intre și Deliric. Au avut și 2 și 3? Am zis și 2 și 3, nu? Thank you.
simt? Totul confortabil? Foarte bine, văd că-s relaxat. Ia noroc. Chiar sunt foarte bun, bravo, mă bucur că s-au relaxat. Luăm această glumă ca un, o confirmare a faptului că s-a acomodat cu mediul acvatic. Sunt foarte entuziasmați, nu știu ce să le mai fac. Sunt foarte entuziasmați, la finalul zilei semneze contractele. Mitică Bogdan, e ok? Da, e ok. Seriese? L-ați scos afară pe șerii? L-ați scos afară pe șerii, bine? Ești ok? Da, da. Dar am zis că deja eram crispat. Nu a fost tare. Un pas mic pentru un om, un pas mare pentru YouTube-ul românesc, Academia de Fraților, am plecat în larg. Domnul Oancea, cum se numește această embarcațiune și la ce este folosită ea? Este un RIB, care este un acronim din englezescul RHIB și vine de la Rigid Hull Inflatable Boat, adică barcă gonflabilă cu chilă, partea de jos, rigidă. Reținem noi. Okay. Să avem... Le țineți, da? Se mărește viteza. Singura noastră problemă din punctul de vedere al securității este să ne ținem bine și să rămânem în interiorul embarcațiunii. În rest, barca face totul de la ea. Și să nu ne sară ca lui domnul Goie! Exact. De cât timp lucrați în armată? Dumnezeule, ce întrebare grea. 3, 5, 15, 16 ani. Care este vârsta la care vă pensionați, la care se pensionează un scafandru militar? Strict un scafandru militar, în jurul vârstei de 50 de ani, 50 ceva, nu aș putea să zic exact. Încă mă consider tânăr, așa că nu m-am gândit niciodată la pensionare. Nu era un apropo, să știți. Am înțeles, nici n-am luat-o. Aveți stabilizare! Partea din față este cea mai expusă la așa ceva. Cei din spate stau foarte comod. Nu putem merge mai încet? Hai, lasă-o mai moale puțin. Nu puteți, lasă că... Experimentați acum undeva la un sfert din viteza cu care mergem noi în condiții asta de antrenament. Asta e un sfert din viteza cu care mergeți voi? Dar cam ce viteză avem acum? 100? Cât avem? Avem undeva la 12 noduri, care înseamnă 24 de kilometri pe oră. Embarcațiunile merg până la 30, 35, chiar 40 de noduri. Se pare că mergem cu 100. Ce aveți? Vedeți că intrăm în băieți, vedeți? E a noastră, e a noastră. Păi da, da. Păi da, e tocmai că e a noastră, e păcat de ea. Dar de ce facem curbele astea, drifturile astea? În armată se numește show of force. Unde e aici unde am ajuns? Este raionul de antrenament pentru scafandrii SCP-0, SCF venind de la scafandrii 0. Okay. Cât costă șezlongul aici? Când îl găsești, pe primul să mi-l arăți și mie și am eu grijă să vorbesc să fie al tău azi. Am înțeles. Astăzi o să participăm într-un exercițiu care ar putea la fel de bine să fie un film de acțiune, cu aruncat din barcă, focuri de armă, elicoptere, dar nu vă spun mai multe momentan, pentru că înainte să ajungem acolo, trebuie să învățăm să tragem cu arma. În momentul în care ajungem la mal, cam când ne ia apa până pe la genunchi pe acolo, cei doi instructori vor să vă dea alte încărcătoare în care sunt deja încărcate gloanțe, oarbe să le spunem, în termeni militari, muniție de manevră. De la ce vine asta cu muniție de manevră? Că inamicul crede că e grons rear, dar de fapt e manevră? Nu, și... muniția de manevră este pentru instrucție și antrenament. Okay. Nu o să mă duc niciodată cu muniție de manevră la luptă. Nu, da, în Craiova să fac multe manevre. În momentul în care se începe să se tragă în noi, răspundem cu foc. Asta înseamnă că dacă se trage din direcția aia, tragem și se aude ca mai devreme. După care armăm din nou. Iară tragem, armăm din nou, iară tragem. Deci vom arma de la fiecare glonț pe care îl tragem? Trebuie să armați la fiecare glonț pe care îl trageți din cauza că este muniție de manevră. Domnilor, a venit momentul pentru care v-ați pregătit toată ziua. Insula a fost capturată, este sub ocupație inamică, iar voi sunteți cei care trebuie să o recupereze. Grijă mare, deoarece informațiile noastre indică personal militar inamic bine antrenat. Veți inserați în area de operații cu ajutorul embarcațiunilor rapide. Domnule Șelaru, domnule Eremia, săriți din barcă, îndreptați-vă spre mal și arătați-le ce înseamnă un scafandru militar. Salut! Thank you.
rănit, Gaie! Gaie, rănit! Targa, targa! Vine amică, mă rog! Vine omul meu și el, acum te ia în cârcă, el dă unul singur. 360, 2 l-a rănit, restul, siguranțează! Da. Sunteți conștient? În cazul nostru? Inconștient. Inconștient. Ne uităm să vedem dacă respiră. Merge. Dezechipăm să căutăm rănile. Da. Lagăm pușcată în piept. Îl iei și faci check-list-ul. Da, vezi și dă portul. Trebuie să-l întoarcem și pe partea cealaltă să vedem la scoate dacă avem plază de ieșire. Stai, stai, să-l punem într-o parte. Tragem-l, tragem-l, hai. Da, frumos, frumos. Hai, plază de ieșire. Stai, stai, stai. E greu, frate, credeți-mă, e greu, eu nu mai pot, adică că am crescut creșin, vă jur. Nu mai pot să crea nozi mare până aici, frate. Dacă era ușor, făcea frate oricine. Ca să nu mai zic că trebuie să scari eu arma. Domnul Oancea, fiți un pic mai îngăduitor, suntem dar în prima zi. Problema e că aia e lingurița militarului, o cărăm peste tot cu noi. Da? N-ai de unde să știi când vine inamic. De ce se numește lingurița? Lopata muncitorului, lingurița înfometatului. Camera frugărului. Exact. Cum ai venit. Dar astăzi sunteți militar. Atunci, dacă eu sunt un frugăr, puteți să fiți cameraman? Hai să o predăm ca la carte, cum am învățat atunci. Uitați, vă predau arma. Muniția a fost toată trasă. Două secunde. Nu mai există. Bun. Nu există glonț, niciun copac. Nu avem glonț. Așa că... percutăm. Am onoarea să pregătesc. Nu. Percutăm și asigurăm. Nu am dreptul spre nimeni. Mulțumesc. Băi, după experiența asta, aproape că nu mai am cuvinte, dar trebuie să mai am, pentru că ziua nu se oprește aici. Urmează să neutralizăm o mină în derivă. Și cum ar fi decât detonând-o. Noi acum am schimbat taberele. Ce nu știați voi este că de la început eu am fost infiltrat aici și acum o să îmi dau arama pe față. De fapt, mergem să... Da! Avem o încărcătură pe care o punem pe mină, fiindcă acolo e o mină care trebuie neutralizată. După cum puteți observa, mina care trebuie neutralizată este cea albastră. Acum scafandrii noștri sunt gata să o detoneze. Reprezenta un pericol pentru întreaga Marea Neagră. Probleme la Nuba, probleme la Hotel Opera, Mamaia, toată lumea, în Vama Veche, nu mai zic. Urmăritorii lui Shelly, da, se scufundau. Odată cu Shelly Media era o problemă mare, dar vom salva situația acum. Acum că echipa din barca a terminat să monteze dispozitivul, eu o să mă ocup de detonare de la mare. Bun, este partea mea preferată. O să reg două cabluri, cele două fire, aici okay. Și aici, da? În același timp vom anunța... Ce anunțăm în același timp? Anunțăm să se... adăpostească lumea. Adăpostire? O să tragem de manșon. Așa. Și băgăm așa, da? Nu, el să o ocolească. Ah, ok. Tragem puțin de el, este sigur. Urmează celălalt, celălalt, îl facem tot da, așa. Puțin curbat, îl băgăm înăuntru și dăm drumul la manșon. Cu dreapta, suntem dreptaci. Pregătiți, Doamne. Tare. Pregătiți! Pregătiți, da? Doamne, mă simt ca în filmele okay. De acțiune. Apăsăm charge. Până se aprinde becul. Până se aprinde becul. Și nu dăm drumul la chiar. Nu dăm drumul? Foc! 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 Wow! Acum mina a fost distrusă. Raionul este în siguranță pentru navigație. Perfect! Felicitări! Mulțumesc mult! O onoare! Cât timp noi doar ne jucam cu niște bombe la mari, adevărații profesioniști demonstrau încă o dată de ce sunt ei oamenii în care ne punem încrederea pentru a ne proteja țara. Ei bine, acești oameni care sunt scafandrii militari, care cam tot timpul stau în apă, n-au nicio problemă să se arunce din avion de la 4.000 de metri.
promis și azi dimineață, înainte de scufundarea simulată, ziua se va încheia pentru dumneavoastră și pentru noi cu o scufundare reală în mare liber. Asta va fi, să zicem așa, testul vostru și încercarea voastră. Vedem care dintre voi doi, așa cum am pus pariuri, are să se descurce mai bine. Ați pus pariuri? Am pus pariuri. Eu nu știu pariurile pe care le-ați spus. Le aflăm, avem și le aflăm noi după aia. O cotă de acolo din Să zicem că ai o cotă bună, Toto, să zicem. Da. Pariul meu merge pe Deliric. Eu am încredere în Deliric pentru că este născut în același an cu mine. Pot să fac un dans de ăsta de TikTok? Nu cred că poți fizic să faci acest dans de TikTok. Andrei? Eu cum ai un client care vine? Pentru dumneavoastră sunt un client. Eu care vreau să învăț să înapoi țara, sunt un client. Încercați să nu vă agitați și să nu vă luptați cu apă. Da? Să relaxați. Cât se poate de relaxat. Ok, am probleme. Sus. Coborâm. E frig. Da? Da. Bună ziua, bine ați venit! Deci dacă nu știți, vă învățăm. Dacă nu puteți, vă ajutăm. Și dacă nu vreți, vom vedea. Hai! Mișcare! Mișcare, mișcare! O jumătate de pas la dreapta, aia e stânga. Atunci, dacă eu sunt un vlogger, puteți să fiți cameraman? Hai să o predăm ca la carte cum am învățat atunci. Vrem doar să vă anunțăm pe această cale că sunteți omul nostru favorit din această filmare. S-a vorbit foarte mult, au vorbit băieții și despre dumneavoastră foarte mult și ați fost toată ziua cu noi. Cum ne-ați suportat? Cum am fost astăzi? Apreciez în primul rând cuvintele bune, mulțumesc frumos. Din punctul meu de vedere a fost o zi de instrucție acceptabilă. Asta din cauza faptului că noi suntem un pic mai duri aici. Asta, deci ceea ce vreau să zic e că acceptabilă este un termen de comparație bun. Okay? Deci în alte condiții ar fi o zi foarte bună, pentru mine a fost acceptabilă. Înseamnă că băieții s-au descurcat. Mă bucur mult că au răspuns cu promptitudine și chiar mi s-a părut că cu entuziasm la provocările zilei. Cel mai mult astăzi mi-a plăcut, în primul rând mi-a plăcut de domnul Oancea, în mod special, dar la nivel de activitate, la nivel de ce am făcut, deși a fost epuizantă și foarte grea, cel mai mult mi-a plăcut toată secvența aia de luptă, pentru că am tras cu armă, frate, și îmi place maxim să trag cu arma. Dar e tare, efectiv, să încarci o armă, să tragi. Eu sunt pacifist. Mie mi-a plăcut când am mers pe fundul hiperbarului, am ajuns de multe ori la fundul barului. Da, asta era hiper. Din punctul meu de vedere a fost o zi superbă. Am încheiat instrucția mai mult decât mulțumitor. Apreciez mult efortul celor doi. Sunt convins că n-au niciunul antrenamentul nostru și la fel de convins i-am și văzut că sunt obosiți. Dar totodată nu cred că pot mima acel zâmbet de satisfacție care l-am văzut pe fețele lor. Domnul întâlnit să-i fiți ca să mă înfunat, dar vreau să mă îmbunii pe mine de aici, să-i dată și în tăinile, că mă aștept sau mult, dar nu că am făcut-o oricum în mărat, nu am mărat, paaa!